Mai mult de jumătate dintre contribuțiile persoanelor fizice și juridice din Gorj la Fondul Asigurărilor de Sănătate vor reveni Casei Județene de Asigurări de Sănătate din județ. Este vorba de un procent de 60% aprobat de guvern. S-a modificat legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și din sumele colectate la nivelul întregii țări, 60% se întorc în județele respective, proporțional cu contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Un procent de 40% rămâne repartizat la Casa Națională, 3% la dispoziția Casei Naționale și 37% se va redistribui în județele unde mai este nevoie de completare. La nivelul județului sunt peste 318.000 de asigurați, iar Gorjul este printre județele fruntașe la încasarea contribuțiilor la Fondul de Sănătate. Eu cred că este un lucru bun, mai ales pentru județul Gorj, care are o economie destul de bună, se face o colectare destul de bună și în felul acesta cred că o să fim un pic avantajați din acest punct de vedere. Asigurații au păreri diferite privind noile prevederi. Părerea aveți că 60% din contribuțiile la sănătate vor rămâne la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate? Păi nu suntem de acord. De ce? Păi cum să rămână la DGR? Da, nu trebuie să fie distribuiți acolo pentru a avea medicamente și tot ce trebuie necesar pentru bolnavi. Să știți că nu prea o părere bună, pentru că medicamentele într-una le luăm cu bani niciodată nu găsești plafon pentru... Acești bani vor merge către furnizorii de servicii medicale din județul Gorj.